Ciao, mi chiamo Sermione. Un espresso, por favor. Sermione, Sermione ti chiamo. Și clint și faci? Învăț o leac de italian. Tot și în Italia îmi dușim. Păi da, uite, dar ne dușim, da. Tu toate ne toași înapoi. Asta e când crești cu nimeni. Dar ce nu mergem noi cu mașina noastră? Tu vrei să ajungi în Italia sau până la Leușen numai? Mergem cu autobus. Și ai mai sigur. Și mai puțin bătăie de cap. Ajungem acolo, luăm pasagerul și ne întoarcem apoi cu mașina. Ce, de gând să cumperi mașină de acolo? Dar cu, am credit. Și cu tine, tipi. Și ne ducem pădure cu lemnul lui de acasă. Acolo ne lămurim. Băieți, unde plecați? Franța, Spania, Portugalia sau în partea Sheiland în Finlanda? Noi mai departe, la Italia. În Italia, băi, în Italia, corect spun. Și Italia e mai aproape. Geograf, acramat. Bagaj aveți? Noi suntem fără bagaj. Low cost. Da, și low cost. Adem ca să rămânem fără locuri. Scrie-l omul și ala spune ca să ajungi la timp. Da, normal, i-am scris. Adresa, ai întrebat-o. Da, normal, nu-i scris să-ți spun. Păi, Fede, așa de tare mă bucur, ei. Așa îmi place să călătoresc cu tine. Fie-ți călătorește, ei, noi la lucru îmi dușim. Pintelii călătorul. Da, uite, dar până la lucru călătorim. Doamnă, mă scuzați. E liber lângă matale. La spate eu să. Doamnelor și domnilor, vă rog să vă cuplați centurile de siguranță. Securitatea este pe primul loc. Aparatul de cafea și viceu este în spate. Dacă doriți ceva băuturi, doar mă anunțați. Fidea, este o problemă, eu nu știu cum arată clientul. Ai, fără grijă. Moldovană îți cunoaște la o poștă. Dacă vezi, primul din capăt citește. Și moldovan citește, a? Povește. Dacă ai zahă, parcă seamănă, care e lângă mândră. Dar e prea îngrișit. Moldovanul e mai chiluit. Dar poate fata? Constantin. Dar nu Constantina, ui. Dar n-ar și rău. E ca ăsta e clientul nostru. După roșu îți vede că e moldovan. Obosit. Ale. Costea! Ne înțelegem deodată de la mar. Să nu-ți pară că noi suntem niște copii care mari la grădiniță. 4.000 amui ai plătit. Și după care ne apucăm de lucru. Mi scuze, ragazzi. Cosa? Opa! Erori. Ciao! Ciao! Sermione! Dimitriu! Băieți, asta voi cu transportul. Eu v-am contactat. Acte! Eu să știam povestit sau trebuie să mai repet? Și 2.000 vă dau omul, 2.000 când ajungem la Chișinău. Eu trebuie mâine să ajung în Moldova și cât mai urgent. Urgent? Că de altfel Katia se mărit cu altul. Stai, leacă-i! Ce fel de Katia? Noi ne-am înțeles că nu o îndușim. Și ne țin de proști sau ce? Katia s-a mărit și eu trebuie să reușesc la nuntă. A, ce șnire! Și nu înțelegi, ai pus cu desâla de părinți să mărit cu altul. Dar eu o iubesc și ea mă iubește. Dar ce nu-i spui asta, da? Băi, Fede, și te bagi în familie străine. Păi povestește, mamă sau tatăl meu împotriva? Și nu înțelegi, eu trebuie să ajung la nuntă. Ia să mă vadă pe mine și să înțeleagă că eu sunt gata să fac orice pentru dânsa. Hai că ne pornim. Stai, leacă-i. Dragostea nu iubește grabă. Bă, dacă vrei, expres. Expres. Da, și. Dacă vrei, repijoră, pșicata, să mai adaugi o capicuță. Cât? Da, cât? Nu știu. Noi avem nevoie să ne consultăm, Olipțic. Ei, oamenii în așa situație sunt gata să dai orice bani. Eu spun, este moment psihologic, trebuie să ne folosim de... să rupem mamă și maximă atât pe dansul. Asta mai bine-s greșit. Noi ne-am consultat cu colegul și ăsta 4 da.
deodată și cheltuielile de pe drum, benzină, apă, cafea, pe matale. Băi, să mare biznesman mai ești. Păi, scurt, 4.000 am uiași încă 1.000 acolo la Chișinău, 5.000 în total și ne-am pornit chiar amu. Hai, unde e mașina? Băi, griji, tu pregătești capicuța, dar capotul amu și-l aduci. Mă așteptați aici într-o oră, vin. A, vediatur pentru noi confortul pasagerului prin plan. Oalea. Mm-hmm. Dar la matare o oră cam două sprenesc. Dar la voi în Italia cu o oră în urmă de atât. Băieți, am uitat să zic un mic detaliu. Eu n-am niciun document la mine. Cum mai n-ai niciun document? Și cu tine? Că-ți moldovenia cu tine două pașapoarte, unde-și unul? Ei, așa rămâie în Italia, dar... Hai că eu mai adaug 1.000 deasupra, numai că să ajungem înainte ca ei să spună da. Dar nu-ți ajută, ții. Deasupra. Rezolvă. Un suflet mare și nu faci el pentru dragoste. Uh-huh. Asta pentru bani faci. Nu, și asta tot. Hai să ne pornim. Prium. Constantin. Tot normal la tine? Prium. Da, tot e bine. Dar e cam îngust aici. Dar altă metodă nu era? Prium. Ia dă încolo. Băi, Costi, cine-i șef? Șef ești tu. A noi suntem subalterni. Șefii mereu stau sus, a noi jos. Așa când n-ai documente. După calculele mele, o să ajungem cam... Cam la scris. Parcă te văd tu, catea-n brață. Dar noi cu capii cam mână. Cum spun la voi acolo? Cooperațiune avantajoasă per tutti. Prio. Prio, băieți. Poate faci mă prind la viceu? Ue, Costi, tu iubești fata și e sau nu? Da, tare. Abține în tine și bărbat. Prio. Băieți, hai să ne oprim, vă rog, la viceu, că nu mai pot. Nu sunt normal o biznerie de oprit, am mașina drumului chiar. Băi, Castean, dacă să ne oprim la fiecare 50 km și asta ajungi la sană. E cel mai bun caz la tort. Țâni. Asta și? Mașina timp. Asta cum? Asta ca să nu să îmi drumul deloc. Trezești la Chișinău. Bun, asta e clar, dar asta? Dar pă-ți spun că n-a să îmi drumul. Și nouă surpriză nu-mi trebuie. Vira! Sui la rut! Așim! E bijon! Ede, Iuri, bijon bun? Ai, băi, s-o mai găsit încă o chișoarcă! Iuri, nu fie de... Și repede să ajungi! Că este un fel de marcin și de clatin. O schești. Dai, basta cazzo! Andiamo a prendere un caffè, per favore! Costa coschești! Am vrut să spune că tare îmi place cu tine. Tu ești bravo, e organizat și călătorim și lucrăm în același timp.
Auzi? Am vrut să întreb, dar banii cum îi împărțăm? Cum îi împărțăm? Egal! Ți-ai 2000 și mie 3000. Așa merge. Dar banii de pe vânzare la mașină? Care vânzare la mașină și cine e, frate? Și ies ca să o lași în vamă? Pentru ce să o las în vamă? Dacă mașina e frat, cum ați trece-i vamă-i? Și Costea n-are documente. Oi, Sani, că tu ești prost, da? De data asta, că nimeni nu ne-a dat în cap. Ia uite-i, autobus care am venit noi. O, noroc. Noroc? Noroc. Bună seara. Dar nu trebuie să ieși într-un Portugalia. Dar nu, cum am schimbat cu un șofer când trebuie acasă. Și ce, mergi în Moldova? Da, spre Chișinău. Mai aveți locuri liberi? Mai sunt, mai sunt. În 10 minute ne pornim. Sania, este o idee. Ce idee? Hai la scoa. Hai cu mine. Ce idee vei zi? Ce faci? Apuc tiuliu! Pentru ce? Și nu-i clar. Planul e așa. Mergi cu autobus. Pe Costea îl punem în bagaj. Treci în vama Ghini. Nu treci. Problemele lor, banii la noi. Dar Costea? Așa e Costea. Cum e și noroc. Și țineam să și apucă. Apucă, băi, mă repede. Țineam, țineam. Mă repede, băi. Camufleaj. Nu știu. Drum bun. Domn Constantin, prijom. Cum se aude? Am o și o leac și mai cald și mai confortabil. Somn plăcut și vise frumoasă. Dacă visele să fie mai frumoase, îți vă spun și o poveste. A fost odată ca niciodată, că de nu ar fi, nu s-ar povesti. A fost odată un prinț și o prințesă. Și prințesa și era tare îndrăgostită în prințul și ala. Dar prințul, mai pe scurt, o frat-o de la Balaur. Balaurul și el o frat-o de la tata împărat și de la tata împărăteasă. Fede, trezește! Ce? Am ajuns să-i la vamă, îi controlează bagajele. Șapșie, dacă mă... Poliția cu câini? Băi, Fede, fă ceva, băi. Da, și ei nu strică, închide cu ură. Fede, dacă îl găsește pe Costea? Nu mai găsește nic. Așa e lucru să nu găsească nic. De acolo ce aveți? Colete la pasageri, lucruri personale. Clar, drum bun. Oh, ai văzut? E normal. Cât e oră? Că-i asta. Șeful, am trecut, da? Da. Dacă mai adăugăm niște copii și ne duci unde ne trebuie. Dă-i în drum? La mașină, Chișinău, da. Da, faci. Ha, bun. Nu mă mai trezești până la Chișinău. Costea, am ușa ajungem la Cadea. În această zi frumoasă de toamnă, două suflete pereche au decis să formeze celula societății. Dacă cineva este împotrivă, să spună acum. Sau să tacă pe vecie. Opreți carta baletului ăsta!
Hai, mă, repede! Duh, târâi! Este și un om care vrea să crăiască! Da-ți-o leac! Amuș! Sopcate! Smăriți în soare! Are cineva un om? Achei sunt! Ai ești, Romeo! Nicoste! Костя? Ой! Iar voi? Mai n-am murit în scriu și el din cauza voastră. Și încăcate să mă ierta cu altul. Măcar frumoasă a fost nereasă. Frumoasă, tare frumoasă. Nuntă cu tradiții. Acolo, acolo cu mireze, primul dans. Aveți și, dacă nu-ți fura nereasă. Adică s-o fura nereasă? Costea! Încă unul. Slavă Domnului. Hai să împărțim ca pică. Care? Cum care? Și șmeti euro și te faci într-o urechi. Dar fi-am pus la masa mare în blică-i. Cum mi-ai pus la masa? Tot și șmeti euro. Nu, de la noi mai puțin, de la Dumnezeu mai mult. Important să-mi pași, căpânea cu sare și casă de piatră. Hai, Sania. Eu tot azi mă străduiesc și azi grăbătesc niște bani și azi fac să ții o casă de chiar. Sunt în grup, îl trebuie să acești prostă-i și de două tăți mii și mii de euro ai dat. Da? Vorbesc. Ajunge-l de mult. Ajunge-l bleaște.